Bună seara și bun găsit la știri pentru început. Iată titlurile zilei. În Iași au fost în weekend custodele coroanei Margareta și principele Paul, dar și principesa Sofia. Un polițist de la secția 4 din Iași s-a bătut cu un bătrân de 70 de ani care săpa în fața blocului. Vecinii se plâng că sunt terorizați de omul legii. Ninge în Moldova, iar la noapte va fi polei. Șoferii sunt sfătuiți să nu plece la drum fără ca mașina să fie echipată corespunzător. Manifestările pentru Ziua Națională a României a strâns la Iași peste 10.000 de oameni. Mulțimea a asistat la intonarea imnului de stat, la oficierea slujbei religioase și la discursurile oficialităților. Cu steaguri tricolore și chiar în costume populare, ieșenii au venit în piața Palatului să asiste la tradiționala paradă militară. Pui și mie ce ți-a plăcut ție cel mai mult azi la paradă? Mi-a plăcut mult cântecul. Da? Da. Care cântecul? Ăsta care îmi cânt acum. Am înțeles. Dar ce înseamnă pentru tine România? Sau Ziua Națională? Nu știu. Unde ați venit cu ei, doamnă? Ca să vadă ceea ce este pur românesc. Ziua țării. Mai mult de atât, nu este mai românesc decât atât ziua asta. Mi-a plăcut cel mai mult astăzi la concertul, pentru că este foarte frumos și cum au venit cu mașinile. Ce înseamnă pentru tine Ziua Națională? Pentru mine Ziua Națională înseamnă ceva frumos, care toată lumea îl adoră și ne reunim în această zi. Ce ai simțit tu când ai văzut parada militară? M-am simțit foarte bine, cu mult drag și atât. Prima zi când el are ocazie să vadă Ziua Internațională a României, am fost plecați peste hotare, ne-am întors în țară pentru un trai mai bun, mai fericit. Am venit să-i arătăm și lui 1 decembrie cum sărbătorește la noi în România. În afară, a fost? Foarte frumos, niște emoții de nedescris. De ce? Pentru țara noastră, să simte sângele românesc cu o forță, cu... Sperăm totul în bine să fie. Ne rugăm la bunul Dumnezeu să meargă toate treburile spre bine pentru românii noștri care sunt plecați în afară, care duc dorul de țară. Mi-a plăcut când au venit mașinile alea. Da? Da. Și ce ai simțit tu atunci? Trebuie să le prețuim și să le dăm mai departe. La ce te-ai gândit tu atunci? Noi avem atâtea... Că vreau să mă fac unul de ăla. Vrei să fii și tu militar? Da, militar. În costum tradițional cumva. Cam singura. Da. Unde? Așa, o tradiție. Asta ne reprezintă, nu? Până la urmă, costumul național. Și nu vă e fric? Nu, că am întăritură pe dedesubt. Ce înseamnă Ziua Națională pentru dumneavoastră? Ce să însemne? Nu știu, patriotism, devotament pentru țară, iubire de țară în primul rând. Nu aș pleca din țară, nici nu mă gândesc să plec vreodată. La manifestări au luat parte și membrii familiei regale a României, custodele coroanei Principesa Margareta și Principele Radu, alături de Principesa Sofia. Vă doresc din suflet tuturor la mulți ani, un călduros la mulți ani în cea mai frumoasă zi a românilor. În cea mai frumoasă zi din această țară în care putem arăta lumii întregi ceea ce suntem cu adevărat. Dar aceste zile le-am sărbătorit altfel, mult mai frumos, mult mai măreț și mult mai legat de istoria și tradiția acestui popor. Cu anul 1918, 1 decembrie este ziua în care noi, românii de pretutindeni, sărbătorim Marea Unire, moment istoric, ce a însemnat împlinirea unui vis de veacuri. Un vis care poartă, de-a lungul timpului, strigătele de luptă ale generațiilor de oșteni, care au apărat aceste hotare, dar și năzuințele întregii suflări românești. Marea Unire, de la 1 decembrie 1918, dată la care Marea Adunare de la Alba Iulia a votat unirea tuturor românilor din Transilvania și Banat cu România, a însemnat pentru făuritorii ei împlinirea visului de veacuri
a visului de aur al României. Pe finalul manifestărilor, ieșenii au luat parte la parada militară care a reunit defilarea pedestră și a carelor blindate ale garnizoanei, dar și a forțelor de ordine și intervenție de la jandarmerie, poliție, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, SRI, STS, penitenciar și, în încheiere, Poliția Locală Călare. La serviciului pentru acțiuni speciale, dotată cu un echipament de protecție balistică și echipamente speciale de executare a misiunilor specifice, utilizată la rezolvarea situațiilor de criză, ce necesită intervenția prin metode și procedee specifice pentru capturarea... Ziua de 1 decembrie s-a încheiat cu porția tradițională de fasole cu ciolan. Un polițist de la secția numărul 4 este acuzat pe o rețea de socializare că își terorizează vecinii și îi bate. Vineri seară, acesta a intrat în conflict cu un bărbat de 70 de ani care săpa în fața blocului. Acesta era plătit de vecinii polițistului să sape, dar omul legii a cerut să înceteze. Între cei doi a urmat un schimb de replici, bătrânul a lovit cu hârlețul pe polițist, iar acesta i-a aplicat câțiva pumni până la umplu de sânge. Momentan nu a fost deschis niciun dosar întrucât nu a fost depusă nicio plângere. Conducerea IPJ Iași a dispus efectuarea de verificări cu privire la incident. Custodele coroanei române, Margareta și Principele Radu, au devenit cetățeni de onoare a Iașului. Ceremonia a avut loc la Palatul Rosnovanu și s-a bucurat de prezența a zeci de personalități importante. Municipiul Iași își strânge legăturile cu Casa Regală. Plaibach lui Maldrept se va numi de acum Bulevardul Regele Mihai I al României, iar Plaibach lui Malstâng va fi Bulevardul Regele Ferdinand I al României. De asemenea, parcul din Podul Roșu va fi cunoscut drept Parcul Regina Maria a României. Sâmbătă, Mihai Chirica a înmânat distincția de cetățean de onoare custodelui coroanei Margareta și principelui Radu. La acest eveniment a fost prezentă și principesa Sofia. Și de exprimat cum mă simt acum, cum ne simțim. Și mulțumesc și toată lumea care a făcut posibil acest lucru care ne face mândri. Și este o mare onoare și mă simt încă mai mult înrădicinată în această țară acum. Și în plus că m-am maritat cu un ieșen, este încă mai mult. Iașul a fost mereu și a vorbit și regele Mihai cu mine despre acest oraș. Este un oraș special care este în inima noastră și vă mulțumim încă o dată. Edilul susține că Iașul are o legătură aparte cu Casa Regală. Capitala Moldovei a fost admirată de regele Carol I, a fost apărată de regele Ferdinand, a fost iubită de regele Carol al II-lea și respectată de regele Mihai. În această relație privilegiată, continuă între orașul nostru și Majestatea sa Margareta, precum și Casei Regale a României, există o prietenie sinceră și adevărată. Așa cum regele Ferdinand și regina Maria au înfăptuit Marea Românie, Majestatea sa Margareta și Principele Radu au oferit Iașului un blazon, dar și un motiv de mândrie și bucurie, fiindcă toate sacrificiile făcute de orașul nostru de-a lungul istoriei au fost pe deplin recunoscute, Iașul astfel a devenit oraș regal. Patru bărbați sunt cercetați pentru braconaj după ce în noaptea de sâmbătă spre duminică aceștia au împușcat 25 de iepuri pe raza comunelor Lungani și Brăiești. Bărbații au fost prinși în flagrant de polițiști, oamenii legii au ridicat în vederea confiscării o armă de vânătoare și 10 de tuburi de cartușe. De asemenea, autoturismul care ar fi fost folosit la braconaj a fost indisponibilizat. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru braconaj și uz de armă fără drept. Mii de ieșeni au ieșit din case pentru a asista la startul iluminatului festiv de sărbători. Începând de sâmbătă seară, Iașul a îmbrăcat straie de sărbătoare. În acest an, punctul de atracție este roata de 30 de metri instalată pe Bulevardul Ștefan cel Mare.
Mihai Chirica a pornit iluminatul festiv în tot orașul sâmbătă seară împreună cu membrii Casei Regale a României. 3, 2, 1, 0! La mulți ani, Iași! Și Crăciun fericit și un an nou încă mai bun! Mulțumim, domnul primar! Foarte frumos! Moș Crăciun și renii, crăciunițe și alte surprize i-au întâmpinat pe ieșeni la spectacolul de pe pietonalul Ștefan cel Mare. Copiii s-au bucurat cel mai mult fiind încântați de luminițe, dar și adulții le-au ținut isonul celor mici. Cel mai mult îmi place bradul. Da? Și luminile cum sunt anul ăsta? Frumoase. Foarte frumoase. Loc bun de făcut poze? Da. Frumoase? Da. Da? Mami, de ce l-ați adus anul ăsta? Da, să... Îl așteptăm pe Moș Crăciun. Cum e bradul, îmi spui și mie? Frumos. Ce-ți place cel mai mult la el, luminile sau globurile? Globurile. De ce? Că sunt frumoase și strălucesc. S-am și venit de la Huș ca să vedem luminițile. Cu nepoțelul, cu fetele. Cu... Ce v-a plăcut mai mult de aici, de pe pietonalul? Bine, mie îmi place totdeauna Iașul, mereu vin. Dar în seara asta e ceva deosebit. E frumos, foarte frumos, totul e frumos. Mai frumos decât în alți ani, ați mai fost? A fost, în fiecare an am fost, dar anul ăsta parcă e mai frumos. A început deja atmosfera de sărbători? Da, foarte frumos. Eu de-abia așteptam să vin, să văd cum se aprind luminițele, să văd bradul cum se aprinde, mai ales. Sunt foarte bucuros. Și ochelarii? Ochelarii sunt și ei super frumoși. Și ieri a fost aglomerație în zona centrală, mai ales că și temperaturile au fost destul de blânde pentru ieșeni. Anchetă la Roman după ce o fetiță de 5 ani a fost bătută de propria mamă cu mătura. Detalii mai multe în jurnal. Conducerea Consiliului Județean Iași a semnat astăzi ordinul de începere a lucrărilor la lotul 1 de pe axa rutieră Iași-Suceava, drumul județean 282, limită Iași-Rediu-Movileni, Gropnița, drumul județean 281D. Va fi reabilitată o lungime de aproximativ 30 de kilometri. Durata de execuție a lucrărilor este de 24 de luni, iar perioada de garanție pe care constructorul este obligat să o asigure este de 60 de luni. Valoarea contractului este de 60,3 milioane de lei fără TVA. Până acum s-au semnat execuția primelor două tronsoane de pe raza județului Iași. În perioada următoare, președintele Consiliului Județean Iași, Maricel Popa, susține că va fi semnat și cel mai lung lot de 40 de kilometri de la Belcești până la Lespezi. Venirea liberalilor la putere îi obligă pe aceștia să pună în practică promisiunile făcute în anii petrecuți în opoziție. Dumitru Oprea susține că partidul său trebuie să găsească bani pentru creșterea pensiilor, mai ales că îi criticau pe cei din PSD când aceștia amânau termenele prevăzute inițial. Cei din PNL și-au asumat un mare risc de a prelua guvernarea cu un an înainte de alegerile locale și parlamentare. Pe fondul creșterii deficitului, cei de la PNL susțin că nu vor exista probleme cu plata pensiilor și salariilor. Nu avem motive să fim triști, dar nici veselia la Acapulco nu-și justifică. Pentru că e de-abia de acum este într-adevăr de gestionat o țară. Fiindcă înainte, în opoziție, la orice țipai. La orice țipai, ori aici, la orice trebuie să reacționezi. Trebuie să ai soluții, iar telespectatorii n-au nicio vină să nu audă și lucruri frumoase, lucruri îmbucurătoare. Și, de exemplu, mesajul care a fost atât de mult promovat de cei de la Partidul Social Democrat, că nu o să aveți bani de salarii, că o să vă taie, că o să vă taie și pensii, și nici una dintre componentele astea n-a fost afectată. Dumitru Oprea consideră că liberalii au șansa de a scăpa instituțiile slabe de corupți și de a reseta statul.
Peste 13.000 de pensionari de drept și pe caz de boală cu venituri cumulate până la 1.000 de lei vor primi tichete sociale de la Direcția de Asistență Socială. Valoarea tichetului social va fi de 70 de lei. De asemenea, 150 de veterani de război vor primi astfel de tichete. Distribuirea carnetelor cu tichete sociale a început în această săptămână și se va finaliza pe 1 martie anul viitor. Carnetele cu tichete pot fi ridicate la centrele de cartier, la căminul de pensionari din strada Codrescu, la cantina de ajutor social și la Direcția de Asistență Socială. Sărbătorile de iarnă au debutat la Iași cu dezvelirea statuii regelui Ferdinand I. Momentul a avut loc în cadru solemn în fața primăriei Iași, în prezența majestății sale Margareta, custodele coroanei regale române, alături de alteța sa regală principele Radu și alteța sa regală principesa Sofia. Suntem recunoscători și celor care au continuat mesajul pe care regele Ferdinand l-a lăsat pentru noi românii. Și suntem recunoscători și celor care în zilele noastre își amintesc cu recunoștință de ceea ce ei au făcut. Mulțumim majestății sale Margareta, custodele coroanei române, împreună cu Casa Regală a României, pentru frumosul gest pe care l-au făcut ca împreună să facem acest lucru și, practic, din această zi să deschidem festivitățile pentru Ziua Națională a României. Evenimentul a fost precedat de o slujbă în memoria regelui Ferdinand I și a reginei Maria. Și a ferit inimile cetățenilor noștri de ură, invidie și dezbinare, Domnului să ne rugăm. Te rugăm cu umilință, Dumnezeule atotputernic. Binevoiește ai dărui poporului nostru pacea ta, a-l ajuta să progreseze pe calea voită de tine. Statuia a pornit, să spunem, dintr-un proiect mai mare legat de centenarul României. Este sculptată de sculptorul ieșan Constantin Crengăniș. A fost pusă pe soclu în cursul acestui an. A fost inaugurată într-o modalitate foarte festivă astăzi. Reprezintă simbolul renașterii României acum 100 de ani de zile, când am făcut România cea mare, și credem noi că va trebui să continuăm în aceeași manieră. De Ziua Națională a României, cei trei membri ai familiei regale s-au aflat la Iași și au luat parte la ceremoniile organizate în fața Palatului Culturii. La această oră se înregistrează precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în mai multe zone din Moldova. Stratul de zăpadă va fi mai mare de 4 cm, doar izolat în câteva zone de munte. În cea mai mare parte a regiunii se va produce polei. Șoferii sunt sfătuiți să nu plece la drum dacă mașina nu este echipată cu cauciucuri de iarnă. Utilajele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași acționează pe mai multe drumuri naționale pentru împrăștierea materialului antiderapant și îndepărtarea zăpezii acolo unde este cazul. A nins abundent pe drumul național 29B, Botoșani, Cătămărăști Deal, dar și pe drumul național 17 în județul Suceava. S-a înregistrat lapoviță pe drumul național 24C, în zona Bivolar și pe drumul național 28B, Scobinți. În aceste zone se circulă în condiții de iarnă cu vizibilitate scăzută și carosabil umed. Un clip video postat pe o rețea de socializare a provocat indignarea opiniei publice. În imaginile filmate în urmă cu 2 săptămâni, o mamă își bate fetița de 5 ani cu coada de la mătură. Deși minora își roagă mama să înceteze, aceasta a continuat. Mai mult decât atât, mama a folosit și un vocabular neadecvat spre amuzamentul prietenei care a filmat întreaga scenă într-un apartament din Roman. Imaginile au intrat în posesia tatălui fetiței, plecat la muncă în străinătate și care cere acum tutela copilului. Cazul a fost preluat de Direcția Generală de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului Neamț. Fetița a fost preluată de un asistent maternal și a fost inclusă într-un program de consiliere psihologică, astfel încât să depășească trauma separării de mamă. Acestea au fost știrile din regiunea Moldovei. Să vedem cum va fi vremea. Urmează rubrica Meteo.
Astăzi vremea a fost rece și predominant închisă. În cursul nopții, în sud și în zonele de deal s-au semnalat precipitații mixte ce au favorizat depuneri de polei. Vântul a suflat slab până la moderat cu intensificări de până la 25 de km pe oră. Temperaturile maxime au fost cuprinse în general între 1 și 7 grade cu precipitații și ninsori pe alocuri, iar temperaturile minime se vor încadra între minus 3 și 0 grade Celsius. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de vreme rece, ninsori și depuneri de polei, valabilă până marți dimineață în majoritatea regiunilor țării. În Moldova, treptat vor predomina ninsorile și local, mai ales după orele amiezii, se va depune un strat de zăpadă. Cam atât despre vreme, să aveți zile cât mai frumoase! Scurtă pauză de publicitate, revenim în câteva momente alături de invitatul din această seară. Rămâneți aici!